Salut și bine v-am găsit în episodul GTA Liberty City Stories. Și astăzi să facem misiune cu Vincenzo. Să începem. Nu uitați să apăsați și voi buton de like și dacă reușim să strângem peste 10 like-uri. Cred că o să ajungem aici la Vincenzo. Nu uitați să apăsați și voi buton de like și dacă reușim să strângem peste 10 like-uri, o să ajungem aici. Ia să vedem ce misiune. We got a deal working on North Chinatown patch. The lazy bastard ain't brought any cash in days. Maybe he needs some encouragement to get off his ass and do some work. Acting like a bitch. It kind of reminds me of you. What are you trying to say? I ain't trying to say nothing. I'm telling you to get over there and make sure this asshole starts bringing in some goddamn money. I never sucked him off. Almost got his wallet. The word, the wise man told. Stai că eu nu am motocicletă. Mi-am căzut. Ia scripul ăsta. Listen, man, I told you no late. China Town's no golf
gata, mă. Ia să luăm armă. Ia să luăm o armă. Yo, uite-l. Nu, să nu cădem în apă. Să nu cădem în apă. Scrieți comentarii dacă puteți să ajungeți, să salvați, să salvezi, să faceți misiune, să faceți misiune. Nu, n-a plecat. Așa o să salvăm. Și o să ajungem să facem misiune. O să ajungem la Vincenzo. Gata, mă, am ajuns. Ia să vedem. Ia să vedem. O să ajungem la Chinatown. La Chinatown. O să ajungem la Chinatown. 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 La Chinatown. La Chinatown o să ajungem. Some more ass head.
am luat armă ca să nu cădem în apă. Acestui tren liber, deci acestui tren Liberty City Story este un fel de... Mai băgăm în garaj. Dar știi ce tren este? E tren Liberty City Story este un fel de GTA 3. GTA 3. Așa, o să salvăm. Așa. Am luat viață. Gata, mă. Ia să vedem. Snuf. Hey, remember JD O'Toole? Difficult to forget. He's currently running a Sindaco controlled titty bar. I mean, gentlemen's club. The interesting thing is, he wants to be a Leone now. Fuck him, he made his choice. Hello, train cell. Jeez, Tony, Sal said you was dumb muscle, but I didn't think anyone was that dumb. We can use JD to get the drop on Sindaco's plans. He's gonna be up on the inside. There's just one thing. He's being sat on by some Sindaco ape. I want you to remove this little obstacle and get JD on our side. Capiche? O să ajungem la magazin de arme. O să ajungem la magazin de arme. Dar să luăm pistol. Intrăm. Băi, era să iau pistolul. Așa, bă. Bă. Bă.
Că, noi luam pistol. Pistol. Ia să vedem. Ia uitați-vă și voi. Telefon. Yes. Tony, oh, you just gave me some great stuff footage. JD, you saw that? You're filming me? I was just in for my own use. I can't wait till we're on the same team. Don't get too excited. You still owe me money. O să luăm, luăm mașină ca să ajungem. Okay, now we have the să vopsim. Come on, girls, do it. Să vopsim în garaj. Especially to your rehab counselor. Flashback FM. I'm having a flashback from when I was a man. I still look good in a tie. But now it's ties and titties. Asta. JD, GD. JD. Da, o să reușesc să fac misiunea asta pe JD. 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 O să punem în garaj. O să salvăm. Să salvăm. Salvăm pe ăsta. Și o să încheiem. Dacă merg cu hainele astea la Jedi, nu mă lasă. Decât normal. Ia sunt normal, ăsta merge. Ăsta poți merge la JD. Și o să încheiem. Ok, capătă cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi buton de like și subscribe ca să... Ok, capătă cu acest episod, nu uitați să apăsați și voi buton de like și subscribe ca să se strângă 10 like. Și nervi de data viitoare. Pa, pa!